Dragi frați și surori, iubiți musafiri, vă spun un bun venit la biserică în această dimineață sfântă de sabat și vă invit să deschidem serviciul divin cu imnul 483. Trâmbiți, sunați peste cer și pământ. Tatăl nostru bun și iubitor, care trunesc în glorie cerurile, venim înaintea Ta, Doamne, să-Ți mulțumim din toată inima că ne aflăm în casă de închinare. Amin. Îți mulțumim pentru această zi de sabat sfânt, când putem să ascultăm mesajul pe care Tu vrei să ne-l transmiți. De aceea te rugăm să ne binecuvintezi cu Duhul Tău Sfânt, să înțelegem ceea ce Tu vrei să ne transmiți. Amin. În același timp te rugăm să ne dai Tu putere și credință ca să putem să punem în practică de zi cu zi ceea ce Tu ne înveți din cuvântul Tău. Amin. Te rugăm să binecuvintezi solia care va fi rostită. Amin. Și în ultimul rând te rugăm să binecuvintezi solul care va vorbi în numele Tău. Amin. Te rog să pui Tu, Doamne, pe buzele Lui, prin Duhul Tău sunt cuvintele Tale și ajută-ne, Doamne, ca să creștem în credință și să ne pregătim pentru apropiata revenire al Domnului Iisus Hristos. Amin. În numele Domnului Iisus te rugăm și îți mulțumim că ne iubești și ne asculți. Amin. Amin.
Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. 2 Corinteni, capitolul 8, versetele 3 și 4. Creștinii din Macedonia auziseră despre greutățile prin care treceau credincioșii din Ierusalim. Ei și-au deschis inimile pentru a-i ajuta pe frații și surorile lor de acolo. Așa că au stăruit de Pavel să accepte darurile lor pentru a-i susține pe cei în nevoie. Când a fost ultima dată când te-ai rugat de cineva să îți accepte darul sau să trimită un cadou pentru a ajuta o persoană sau o cauză anume? Există mulți frați și multe surori care astăzi au nevoie de ajutorul nostru. Bisericile din Macedonia se luptă cu sărăcia și cu dificultățile, însă au știut întotdeauna să empatizeze și să arate generozitate. Ce este astăzi în inima ta? Ce persoană sau cauză ai dori să susții? Fie ca și noi să ne deschidem inimile și binecuvântările materiale pentru a le împărți cu cei în nevoie. Îți mulțumim, Tată, pentru exemplul macedonienilor. Și noi dorim să ne deschidem inimile ca să ni le atingi Tu, pentru ca și noi să sporim în această binefacere. Colecta din sabatul acesta este destinată bugetului comunității locale. Rog diaconii să treacă la strângerea darurilor și a zecimilor. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru că Tu îți trimiți binecuvântările Tale peste noi în fiecare zi și în fiecare clipă. Îți mulțumim acum în special pentru acest dar, pentru că pe care am putut să ți-l aducem Ție. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi tot ce a rămas acasă. Amin. Și te rog să binecuvintezi ceea ce este aici. Amin. Pentru ca să ajungă acolo unde este nevoie. Și astfel lucrarea Ta și cuvântul Tău să meargă înainte. Amin. Îți mulțumim pentru tot și pentru că ne iubești. Te-am rugat toate acestea în numele scump al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Amin.
Bine ați venit la poveste, copilași! Vă place să veniți la biserică? Da? Mă bucur! V-ați gândit vreodată cum ar fi să venim într-un sabat la adunare și să nu mai găsim biserică aici? Probabil că nu v-ați gândit, așa e? Ne-am obișnuit ca biserica să fie acolo unde am lăsat-o sabatul celălalt. Aș vrea să vă povestesc despre o întâmplare care a avut loc în anii 1980, pe vremea când nici voi nu erați, iar părinții voștri erau copii. Într-o anumită biserică din Constanța a început să se audă o veste tare rea. Dacă știți voi, pe vremea aceea, legile din țara noastră și din lume în general erau cu totul altele. Da? Și așa se face că creștinii și în mod special adventiștii nu erau tare iubiți și nu erau lăsați să se întâlnească sâmbăta la biserică așa cum ne întâlnim noi astăzi. Se putea întâmpla ca o biserică să dispară, să fie demolată, dărâmată. Se putea ca altă biserică ce vrea să fie construită să nu se poată construi pentru că nu li se dădea voie. Așa s-a întâmplat și în cazul unei biserici din țara noastră, undeva în Constanța. Acolo s-a auzit o veste, cum că s-ar putea ca părinții și copiii să nu mai aibă unde să se adune. Și ce credeți că au făcut ei? Ce credeți că au făcut când au auzit asta? Au început să se roage. Foarte bun răspunsul. Au început să se roage, să postească și să-i ceară Domnului să-i păzească și să le păzească biserica, pentru ca să aibă unde să se adune. Și ei mergeau cu bucurie, la fel ca și voi, la adunare. Totuși, într-o anumită zi, în cursul săptămânii, când nimeni nu era la adunare, cineva a venit la biserică. Credeți că erau oameni care vreau să cânte sau să se roage? Nu de aceea veniseră. Veniseră mai mulți oameni trimiși de conducătorii statului cu niște mașini mari și cu niște materiale speciale să dărâme biserica. Și pastorul acelei biserici, pentru că a auzit, a adunat repede 2-3 frați și le-a spus: haideți repede la biserică. Erau acolo vreo 4 oameni. Și când oamenii aceia au venit în fața bisericii, bineînțeles că s-au prezentat și au spus de ce au venit. Noi am venit să dărâmăm biserica. Vă dați seama ce groază era și ce spaimă, cum ar fi ca cineva să vină și să dărâme biserica noastră frumoasă. Și frații noștri se rugau și nu știau ce se va întâmpla, dar știau că Dumnezeu din ceruri e puternic. Și oamenii aceia ar fi vrut să intre înăuntru, să se uite, să vadă cât de mare e biserica, să știe cât material explozibil să pregătească pentru acolo. Pastorul i-a chemat pe cei 3 membri care veniseră acolo și au zis: haide să-i invităm înăuntru. Doriți să intrați? Erau oarecum sfioși, parcă ceva nu le dădea voie să intre. Și au zis: poftiți înăuntru. Și oamenii aceia au intrat până la ușă. Și când au deschis ușa și au intrat, s-au dat înapoi, rușinați, și au zis: mulțumim, nu intrăm, e prea aglomerat, e prea plin. Ce ziceți voi, cine era înăuntru? Erau oameni înăuntru? Nu erau oameni înăuntru, pentru că era o zi din mijlocul săptămânii și nu era nimeni la biserică. Dar cu siguranță cineva mult mai mare era prezent acolo. Și oamenii aceia dușmani au văzut biserica plină. Probabil că era plină cu îngeri. Și știți ce au făcut? S-au întors, s-au urcat în mașinile lor și au plecat. Și biserica aceea este în picioare și astăzi și acolo părinții împreună cu copiii lor se roagă, cântă și aduc mulțumirea lui Dumnezeu. Când vă este teamă de cineva, aș vrea să vă gândiți că Dumnezeu, care iubește atât de mult pe credincioșii lui, este atât de puternic încât poate păzi și o biserică,
dar mai ales pe noi toți și pe toți cei care doresc să-L iubească. Acum mergeți la locurile voastre și ascultați cu atenție predica. Cu multă dragoste vă salut pe toți cei prezenți. Tuturor a vă zic un bun venit și facă bunul Dumnezeu ca inimile dumneavoastră a tuturor să fie umplute de bucuria mântuirii. Mulțumesc corului pentru cântarea care au cântat-o. Îi felicit, Domnul să-i binecuvinteze, să le dea putere să cânte mai departe. Înainte de a citi textul, vreau să amintesc titlul, mesajul pe care aș dori cu ajutorul lui Dumnezeu să vi-l pot prezenta. M-a rugat foarte, foarte mult pentru acest mesaj. Când ai de gând să te mai trezești? Versetele le găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 25. Capitolul 1, adică versetul 1, până la versetul 12. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 dintre ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele,
ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu ele în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne. Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. E o pildă foarte cunoscută, citită de multă, multă lume. Mântuitorul începe în felul următor, atunci. Când folosește cuvântul acesta, Iisus privește undeva în viitorul îndepărtat. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare. Așa cum am citit, cum ați auzit dumneavoastră, cum ați citit și dumneavoastră de altă dată, împărăția se aseamănă cu acest grup de fecioare care s-au pregătit împreună. Au așteptat împreună, au adormit împreună, au auzit toate strigătul de la miezul nopții, au avut trezirea și s-a văzut și diferența. Unele aveau unde lemn și unele n-aveau unde lemn. 5 intră cu mirele în odaie și 5 nu intră. Și aș vrea să ne reîntoarcem la cele care intră cu mirele în odaie. Au intrat cu mirele, așa cum am amintit. Și vreau să vă întreb, ce credeți că a urmat? După ce au intrat cu mirele în odaie, ce credeți dumneavoastră că s-a întâmplat? Ce a urmat? Bucurie? Sau nu? La ce v-ați gândit dumneavoastră vreodată? Ce s-a întâmplat dacă au intrat împreună cu mirele în odaie? A intrat și mirele. Erau cu el. Era o așteptare răsplătită. Întrebarea, la ce le folosea lor candelele dacă au intrat cu mirele în odaie? Aveți impresia cumva că odaia respectivă nu era luminată? Mai aveau ele nevoie de lumină lângă mire? Sau umbla mirele oare cumva în întuneric, încât avea nevoie de lumina de la candelele lor? Ceva nu dă bine aici. V-ați spus vreodată aceste întrebări dumneavoastră? Să mergi cu candela proprie și să ai candela proprie lângă mire, în odaie. Sau ce fel de nuntă este aceasta fără de mireasă? Feciorile nu constituiau mireasa în seara respectivă. Frații mei, vreau să vă spun că n-are nicio legătură ceea ce vă spun cu nunta din Apocalipsa, capitolul 19, unde spune că soția lui s-a pregătit.
Și întrebarea, unde s-a pregătit soția lui? Mai pun o altă întrebare, care era timpul sau care este timpul sau la ce bornă kilometrică a profeției se referă Iisus aici când spune această pildă? A intrat mirele în odaie împreună cu cele cinci fecioare sau urmează ca să intre în viitor? V-ați pus întrebarea aceasta vreodată? Frate, data este cunoscută, vreau să vă spun, pentru că Spiritul Profetic o arătat-o. Și uitați ce spune Ellen G. White. Văzui două cete în experiențe și viziuni, în fața tronului lui Dumnezeu, una în adâncă participare pe genunchi, priveau numai la Iisus și se rugau. Cealaltă grupă, cealaltă ceată, era nepăsătoare și indiferentă. Amândouă erau în fața tronului. O lumină se revărsă de la Tatăl asupra Fiului și apoi de la Fiul asupra cetei rugătoare și în consacrare și care priveau numai la Iisus. Apoi Iisus se ridică, intră în Sfânta Sfintelor. Iar cei care îl priviră și se rugaseră, împreună cu Iisus au intrat cu El în Sfânta Sfintelor prin credință. Și acesta este evenimentul intrării în odaia de nuntă ce a avut loc la 22 octombrie 1844. Frații mei, nu este ideea mea că pilda celor 10 fecioare se aplică evenimentului de la 22 octombrie 1844 și știu că nici nu s-a predicat așa, pentru că fiecare a predicat în felul lui și cum a putut, când a avut în vedere pilda celor 10 fecioare. Și Spiritul Profetic spune mai departe, aproape de încheierea soliei îngerului al doilea, văzui o lumină mare din cer. Această lumină strălucea ca soarele. Și am auzit glasul multor îngeri strigând, iată mirele vine, ieșiți în întâmpinare. Acesta era strigătul de la miezul nopții. Intrarea la nuntă de la 22 octombrie 1844. Apocalipsa 3:7-8. Mântuitorul nostru îi spune, iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu mai închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Frații mei, când citește aceste versete, se are în vedere transferul al sfeșnicului de la Biserica Filadelfia la Laodicea. Se încheie epoca unei biserici. Se deschide epoca unei alte biserici, al Laodiciei. După 1844, pe aceeași ușă, deja închisă, au venit și cele cinci nechipzuite. Deci pe aceeași ușă închisă a aceluiași sanctuar, e vorba de sanctuarul ceresc, au venit și cele nechipzuite să intre, dar nu s-a mai putut. Timpul lor trecuse, profeția deja se împlinise. Închiderea acestei uși marca terminarea perioadei de 2300 de seri și dimineți din Apocalipsa 8:14. De la această dată Iisus deschide ușa Sfintei Sfintelor, ușă pe care a intrat prin credință cele cinci fecioare înțelepte. Spune Spiritul Profetic, cât timp a fost deschisă prima ușă, adică până la 22 octombrie 1844, creștinii ce n-au avut lumina sabatului și-au crezut și-au murit în nădejdea revenirii Domnului nostru Iisus Hristos, vor fi mântuiți.
Lucrul acesta chiar s-a amintit și la grupa școlii de sabat, unde am fost eu. Spune Ellen White că mulți, chiar și din biserică, au încercat să deschidă prima ușa sanctuarului ceresc pentru a mai mântui pe câte un om. Ellen White îi numește inamici. Cum adică, cum au încercat să mai deschidă ușa respectivă? Și Ellen White arată expresiile pe care le folosesc mulți oameni astăzi, când încearcă să mai mântuiască pe câte un om. Oh, dar omul acesta a fost un om bun. Omul acesta a fost pâinea lui Dumnezeu. Omul acesta e un om cum se cade, un bun creștin, un om moral. Omul acesta n-ar fi omorât nici măcar o muscă. Și n-a avut lumina sabatului. Și prin aceasta nu văd cum Dumnezeu nu l-ar mântui, pentru că Dumnezeu nu judecă ca noi. Aceste expresii, scumpii mei frați, sunt stânjenitoare. Nu plac multora. Dar așa spune Spiritul Profetic în Experiențe și Viziuni la pagina 29. De aici înainte, sabatul este punctul de încercare. Mesajul întrei tesolii este adevărul prezent. Cei trei îngeri zboară prin mijlocul cerului ca să fie văzuți. Strigă cu voce tare ca să fie auziți. Nimeni să nu se poată justifica. Dumnezeu nu mai ține cont de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea. Fraților, notați-vă! La 1844, când Marele Preot a intrat în Sfânta Sfintelor, împreună cu el, prin credință, au intrat și cele cinci fecioare înțelepte. Iar când Marele Preot va ieși de aici, nu mai există niciun timp de pocăință sau pocăința e prea târzie. Timpul acesta este numit ziua ispășirii sau timpul judecății de cercetare, care în curând se va încheia. Și pun întrebarea, care este semnul încheierii judecății de cercetare? Am putea să-i dăm un răspuns. Criza impunerii semnului fiarei. Deci semnul fiarei e pregătit. Lipsește doar motivația. E în criză de a se aplica. Motivația nu o găsesc atâta timp cât încă le stă împotrivă Dumnezeu. În Tragedia Veacului, la pagina 560, spune Dumnezeu că are bărbați în toate guvernele lumii pentru a înfrâna lucrarea satanei, pentru ca să aibă loc sigilarea pentru poporul lui Dumnezeu. Urmăream un pastor american care îl cita pe Elet Wagoner. Am rămas uimit ceea ce spunea omul acesta. Știți cine este Wagoner, nu? Vă aduceți aminte? Omul acesta este fratele, să zic, al nostru, sau să spun, cel care a susținut neprihănirea prin credință la conferința de la Minneapolis în 1888. Și fratele acesta, pastor american despre care spuneam, omul acesta vorbește sub inspirație divină, vorbesc de Wagoner. Și spunea mai bine încă cu 100 de ani o profeție care pe mine m-a uimit și s-a împlinit astăzi. Și om îmi spunea Wagoner, când papa va declara an jubiliar,
politicieni, regi, conducători, prinți, guvernanți, cu toții îl vor vizita. Îi vor oferi daruri, îi vor oferi cadouri și îi vor da multă cinste. Când a spus el aceste lucruri? În urmă cu peste 100 de ani. În urmă cu 130 de ani. Atunci când fiara era încă rănită, dar când anul jubilar avea loc, va avea loc, e semnul că această instituție și-a recuperat brațul puternic pierdut. Lucrul acesta îl spunea acest om înainte cu 100 de ani, în urmă cu 100 de ani. Vreau să mă întreb, și cred că știați că Biserica Catolică este singura biserică ce are ambasadori? În 1798, când a primit rana de moarte, care braț l-a pierdut? Biserica Catolică. Sau care entitate a pierdut-o? Pe cea spirituală sau pe cea politică? Pe cea politică, spune un frate de aici. Din sală, poate să mai spună cineva? Pe cea? Pe cea spirituală? Pun întrebarea din nou. În 1790, când a primit rana de moarte, care entitate a pierdut sau care braț puternic și l-a pierdut? Pe cel spiritual sau pe cel politic? Vă mulțumesc, pe cel politic. Națiunile pământului nu mai ascultau de biserică. Puterea politică era pierdută. Biserica era ca și moartă. Iar acum, potrivit cu ceea ce a spus Wagner, cu acest jubileu arată recuperarea acestui braț pierdut. Iar ce este tragic este că poporul lui Dumnezeu doarme. Conceptele lui Wagner, frații mei, vreau să vă spun că nu se limitau doar la neprihănirea prin credință, ci ele tratau și simbolistica sanctuarului. Și totuși biserica le-a respins. Și prin urmare biserica s-a îndreptat sau s-a întors acolo unde Dumnezeu nu plănuise niciodată. Și din nefericire biserica astăzi predică aproape aceleași doctrine ca toate bisericile celelalte. Fără a avea puterea de a mărturisi adevărul prezent, întreita solie, chemarea la închinare, chemarea la poruncile lui Dumnezeu. Și atunci pun întrebarea. De ce să-i chem pe oameni la poruncile lui Dumnezeu? De ce să-i chem la închinare? De ce atunci când tu spui că dai și așa dacă sunt călcători ai sabatului, ei oricum vor mântui, pentru că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. De ce să-i chem când tu ne socotești faptul când cei trei îngeri zboară prin mijlocul cerului ca să fie văzuți? De ce îi nesecotești când Dumnezeu spune că ei strigă cu voce tare ca să fie auziți? Știți ce spune Biblia? Biblia spune, a căzut Babilonul, a ajuns un locaș al dracilor. Ce vrea să spună prin aceasta? A căzut acest fel de învățătură. Deci a căzut acest fel de învățătură precum toate drumurile duc la Roma. Indiferent unde ești, vei fi mântuit. Doar prin credință. Credință să ai. Adevărul prezent este altul. El cheamă lumea la închinare și la poruncile lui Dumnezeu.
Cheamă lumea la Cel ce a făcut cerul, pământul, marea și zoarele apelor. Aceasta este realitatea, scumpii mei frați. Valonor mai spuneam, când reprezentanții pământului sunt chemați la jubileu, e timpul când libertatea să se restrângă. Amintiți-vă din istorie. După masacrul din noaptea Sfântului Bartolomeu, Papa a dat un jubileu. Ce spune Biblia? Biblia vorbește de acest jubileu. Cadouri, felicitări, daruri își trimiteau unii altora de bucurie, căci au scăpat de cei doi martori care chinuiau pe locuitorii pământului. Se bucurau. Apocalipsa 11. Nu este similar cu ceea ce se întâmplă astăzi? Când poporul doarme. Sfântul Profetic spune, mi-a fost arătat foarte clar că chipul fiarei va fi făcut înainte ca timpul de har să se încheie. Pentru că acesta este punctul de încercare al poporului lui Dumnezeu înainte de a fi sigilat. În câteva zeci de ani, frații mei, scumpi, de când sunt în biserică, o singură dată am auzit pe cineva vorbind de chipul fiarei. Parcă le este frică multora să vorbească. Mesaje abandonate, lăsate, vorbind despre iubire. Atâta iubire și atâta iubire. Parcă n-am ști că Dumnezeu ne iubește și atât de mult a iubit lumea că l-a dat pe Fiul Lui. Parcă n-am ști că trebuie să ne iubim unii pe alții. Și de pregătirea noastră, frații mei, de viitor, nu mai vorbește nimeni. Mi-aduc aminte, era în 1980, atunci venisem în biserică. Îmi pică în mână un curier. Pe o pagină din acel curier era Papa și un om căreia Papa i-a întins mâna. Citesc mai atent acolo, omul respectiv era Lanaresi, dacă ați auzit acest nume. Era un membru al bisericii noastre. Omul acesta avea responsabilitatea cu libertatea religioasă, asociație afiliată pe lângă Națiunile Unite. Și omul acesta, fiind responsabil cu această lucrare, l-a vizitat și pe el. Și acesta îi întinde mâna. Era o întrebare acolo în mesajele lor, în discuțiile lor. Și Papa îl întreabă, așa că voi mă numiți pe mine fiară? Și omul acesta răspunde, era fratele nostru, noi nu vă numim. Așa vorbește Biblia, dar nu de dumneavoastră, vorbește de o instituție. Nu de dumneavoastră personal. Frații mei, anul acesta este anul milostivirii. Este anul acordării de indulgențe, este anul acordării de certificate de iertare, așa cum s-a spus la jubileu. Iar pe 20 noiembrie, adică până la 20 noiembrie, după care se va recurge la armele severității. Lucrurile acestea, frații mei, s-au întâmplat deja. Și lucrurile acestea nu vă spun nimic sau împlinirea lor, sau poate nici nu le mai urmăriți. Anul viitor, protestantismul celebrează 500 de ani de la tezele lui Luther, care au fost puse pe catedrală din Wittenberg. Teze ce au dus la formarea protestantismului și la ruptura față de catolicism. La această serbare sau la acest jubileu, să-i zic și eu așa, e invitat și Papa. Servează împreună, dau mâna, promovează pacea prin ecumenism. Deși eu aș putea să spun că ecumenismul a existat. Au punct comun.
Sabatul lor e punctul comun. Nici Statele Unite nu stau pe loc. Au întins mâna deja. Iar Apostolul Pavel spune, când vor zice pace aceștia între ei, atunci o prăpedenie va veni peste ei, cum vine durerea peste o femeie însărcinată. Cine vede aceste lucruri? Nu ne spun nimic aceste lucruri. Și întrebarea, nu dorme poporul lui Dumnezeu? Fraților, foarte multe ar fi de spus. Puțini sunt treji la ceea ce se întâmplă pe pământ. Lucrurile din biserică. Nu vă spun că acesta este momentul cernerii. Și poți fi cernut, poți fi căzut și poți veni mai departe la biserică, cum s-au dus iudeii până în anul 70 fără să fii mântuit. Citeam o carte care vorbea despre cernerea din Vechiul Testament. Mi-a plăcut foarte, foarte mult cum prezintă omul acesta. Core, Datan și Abiram doresc șefia. Îl contestă pe Moise și pe Aron. Ei nu doresc slujirea, deși Core era levit, avea drept la slujire. Doresc șefia. Cu alte cuvinte, îi râcâia dorința de a fi mari. Și atâta de mult i-a răcuit această dorință până când i-a înghițit pământul. Iar pe cei 250 de susținători i-a ars. Dumnezeu de vii. Ca a doua zi, nemulțumiți, cu reproș vin la Moise și la Aron, căci din cauza voastră au murit aceștia. Și ca paharul să se umple, să fie plin, Dumnezeu mai omoară încă 14.700. Puțin mai târziu, o altă cernere, o altă cădere. Abimelec omoară pe toți fiii lui Gedeon ca să ajungă împărat. Scapă unul singur, Iotam, care vine cu o pildă. Vă aduceți aminte, se formează un comitet. Copacii vor să aibă un conducător. Le trebuie copacilor un împărat. Și vin cu propunerea, măslinule, nu vrei tu să ne fii împăratul nostru? Și mă răspunde, cum pot eu să las eu unde lemnul meu? Nu se poate. Se adresează smochinului. Nu vrei tu, smochine, să fii împăratul nostru? Păi să-mi las eu aroma. Să-mi las eu dulceața. Ca să fiu împăratul vostru. Nu se poate. Se adresează viței. Și vița răspunde, dar se poate ca să las eu gustul acesta bun care și tot ceea ce pot eu să fac ca să înveselesc inima oamenilor, nu se poate. Și s-a trezit spinului. Ei, spinul, gata, te acord. Condiția, s-a acceptat să stați la umbra mea. Vă imaginați măslinul, smochinul, vița, să se aplece sub spin, să accepte șefia unui spin, care nu îți poate oferi decât numai umbră și suspine. Și ce se întâmplă? Până la urmă, dispar toți. Toată cetatea împreună cu Abimelec. Și citeam tot în aceeași carte despre o altă încercare, despre o altă cernere venită în Noul Testament. Mântuitorul, aduceți-vă aminte, trebuie să o spun în scurt. Îi hrănește pe cei 5.000. 5.000 de bărbați afară de femei și de copii. Ceea ce înseamnă că acolo erau cel puțin 15.000 de oameni. Între ei erau și cei 70 de ucenici care s-au întors cu rapoarte bune. Doamne, și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Noi facem minuni, suntem extraordinar de încântați. Și gândiți-vă dumneavoastră, după ce face această mulțire, Iisus pleacă. Pentru că știau că ei vor să-L facă împărat. Iisus se duce. Ei ce au gândit? E, de unul de ăsta avem noi nevoie. Împăratul acesta e foarte bun pentru noi. Din momentul acesta, dacă l-avem pe ăsta împărat, gata cu truda, gata cu suferința, gata cu munca, deci gata cu foamea, gata cu moartea, gata cu toate. Și îl caută pe Iisus, pentru că Iisus dispăruse. Și îl găsesc a doua zi.
Și Iisus le spune, ei, eu știu pentru ce mă căutați, pentru pâine și pentru pește. Și aceștia imediat, parcă-s deranjați, hai mă, lasă-mă, dă-mi pace. Odată ai mulțit și tu pâinea, te tot lauzi atâta. Moise 40 de ani ne-a dat de mâncare în pustie. Și tu pentru o zi te lauzi că ai făcut ceva. Și Iisus le spune atunci, uite, dacă vreți să știți, eu sunt pâinea. Eu sunt pâinea vieții. Cine mănâncă trupul meu și cine bea sângele meu are viața în el, are viața veșnică. Îl voi învia în ziua de apoi. Aia, asta e prea de tot. Chiar așa nu se mai poate. Și l-au părăsit. Și pun întrebarea, frații mei, de ce le-a spus Domnul Iisus așa? De ce? Frații mei, le-a spus așa pentru că ceea ce era de plecat să plece. Și în cartea respectivă spune că aceasta era o cernere. Niciodată aceștia nu s-au mai întors, dar Iisus nici nu s-a mai dus după ei. Și nici pe Iisus, nici pe ucenici nu i-a trimis după ei. În Tesimon, în volumul 2, pagina 547, spune că Dumnezeu nu-i va ierta pe cei care cunosc adevărul și nu-l trăiesc prin cuvinte și fapte. Și întrebarea, cum să trăiești adevărul dacă nu-l iubești? În mărturii speciale spune că mi-a fost arătat bărbați, bărbați de inteligență, cu răspundere, cu aspect, cu impozanță, folosind material putre la clădirea caracterului lor. Și oamenii aceștia au căzut. Spuneam cu altă ocazie, am văzut multe stele pe care le-am admirat pentru strălucirea lor, căzând, stingându-se. Mulți i-am văzut stând la amvoanele noastre cu torțe aprinse de la facul lui Satana și din cu regret spun, oamenii aceștia se înmulțesc, parcă sunt tot mai mulți. Ellen G. White mai spune, marea încercare va îndepărta din lucrare pe cei ce n-au avut chemarea de la Dumnezeu. E un lucru mare. Te înrolezi, că-ți place. Frații mei, nu vreau să denigrez pe nimeni. Și eu aș fi vrut să fiu poate pastor. Dar e bine că n-am ajuns. Poate dorești o altă slujbă pe care nu o stăpânești. Iuda și-o dorit și el. Și au ajuns, dar o sfârșit-o prost. Marea încercare va îndepărta din lucrare pe cei ce n-au avut chemarea de la Dumnezeu. Mi-a fost arătat, stindar după stindar, lăsat să cadă, companie după companie, unită cu vrăjmașul. Și am văzut o mulțime de oameni care plângeau în mare durere. Pe hainele lor scriam, cântărit și găsit ușor. Și l-am întrebat pe înger, spune Lenguai, cine sunt aceștia? De ce plâng? Și spune, aceștia au păzit cândva sabatul. Mai târziu l-au lepădat. Și acum strigă în durere. Am văzut că aceștia au băut din apa cea curată. Restul. Au murdărit-o. Au călcat-o în picioare. Discutam cu cineva despre un caz. Un frate de-al bisericii o aluneca de la credință. Omul acesta a început să trăiască în felul lumii. A început să bea, să fumeze, să mănânce mâncăruri necurate, să trăiască în toată regulă, așa ca un om liber. Și omul acela vine la unul din membrii bisericii, membrii a unui comitet, și spune, uite-mă ce te rog. Te rog frumos, spune, înaintează la comitet dorința mea să mă excludă. Și în discuția respectivă îmi spune persoana, da, am încercat să-l excludă. Excluderea întârzia.
Și omul acesta iară vine și insistă, măi, dar uite-te, eu n-am niciun confort, n-am avut nici în biserică, n-am confort nici afară. Când mă duc la bufet, când ciocnesc paharul cu cineva, ceilalți mă salută și dau cu paharul și îmi spune, servus, pocăitule, păi n-aduc eu dezonoare bisericii, până când mă țineți în biserică? Și într-un final, într-un târziu, de ce mă tolerați, spune el. Frații mei, nu știu, nu înțeleg, nu vreau nici să judec. Cine poate tolera? Un om care așteaptă să fie și el tolerat. Nu poate fi găsit o altă explicație. Da, frații mei, în mărturii speciale, la pagina 373, spune, curățiți stavra de această corupție morală, chiar dacă este vorba de bărbați din poziție înalte. Dați la o parte tot răul din biserică. Păcatul descoperit face vinovată comunitatea dacă nu este înlăturat cel vinovat. Și am auzit expresii, haide să-i mai dăm un pic de har acestui om. Dar cine ești tu ca să dai har? Când Dumnezeu te-a chemat ca să ții principiile lui Dumnezeu și să nu cedezi. Harul este proprietatea lui Dumnezeu, nu e proprietatea ta. Cine ți-a dat această dezlegare? Când Dumnezeu spune că El este același ieri, azi și în veci, El nu se schimbă și El nu va renunța la niciun atom din pretențiile sale. Mântuitorul nostru a spus foarte, foarte clar, o iotă nu cedează. Mai degrabă, lasă să treacă cerul și pământul, dar decât să lasă frântură de slovă. Iar noi, dacă ne încurcă, standard, după standard, lăsăm să cadă. De ce? Ne încurcă. Principiu după principiu, dăm la o parte, de ce? Ne încurcă. Nu-mi iese bine în familie, nu-mi iese bine cu copiii mei. Dar, frații mei, Ellen White spune la un moment dat, în experiență și viziune la pagina 57, de teama de a nu jigni pe cineva, îndulceam mesajul de la Dumnezeu. Și asta am făcut-o până când, la un moment dat, am fost dus în viziune. Mi s-a arătat Iisus, se uita la mine cu privire întunecoasă. Mi-a fost frică de această privire. Și nu s-a terminat aici. Spre mine se îndrepta un grup de persoane cu hainele lor mânjite de sânge, cu părul despletit, nespălați, murdari. Și au venit și se apropiau de mine și se frecau de mine. Hainele mele le-au murdărit. Și am înțeles atunci că sângele lor va fi cerut de la mine. Dacă nu voi prezenta adevărurile așa cum sunt, dacă voi mai îndulci mesajele, și acum întrebarea, când ai de gând să te trezești? Când ai de gând să te pocăiești? Dacă ai intrat în odaia de nuntă, ce faci tu acolo? Ce faci acolo? Mesajul este inclusiv și pentru mine, scumpii mei frate. La pagina 384 din mărturii speciale, Ellen White, de fapt Dumnezeu ne întreabă, nu Ellen White. Ne pune o întrebare pentru mine și pentru tine, pentru fiecare. Și vă rog frumos să fiți foarte, foarte atenți, că repet aceste gânduri. Unde este inima ta? E cugetul tău curat? Stăpânește în tine simțământul pământesc? Respiri tu atmosfera cerului? Porți în corpul tău miasmele mânjirii morale? Iubești tu vreo femeie pe care n-ai dreptul să iubești? Frații mei, dă-ți răspunsul la această întrebare. Și poate vii și cu revers. Iubești tu vreun bărbat pe care n-ai dreptul să-l iubești? E caracterul tău albit în sângele mielului? A avut loc în tine o schimbare absolută? Tu știi
aceste lucruri. Tu știi cât ești de pocăit. Și acum atenție celor ce predică. Nu l-am auzit pe nimeni citind aceste gânduri. Dacă nu ești pocăit pe deplin, niciodată să nu mai ții nicio cuvântare de la amvon până nu te pocăiești. Repet, dacă nu ești convertit pe deplin, niciodată să nu mai ții nicio cuvântare de la amvon până nu te pocăiești. Frate, nu e de glumit cu cuvântul lui Dumnezeu. Spune Biblia, vai de cel ce face lucrarea lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă. Oricine rostește numele lui Dumnezeu să se depărteze de fără de lege. Și apoi întrebarea, cum stai tu cu hoția? Cum stai tu cu sinceritatea? Deci cum stai cu minciuna? Cum stai cu iubirea de păcat? Și cu multe altele. Și tu știi ce zici? Păi da, așa nu mă știe nimeni. Cine știe interiorul inimii mele? Cum nu te temi tu de Dumnezeu care Dumnezeu știe? Cum duci tu sufletele la izvoarele vieții, izvoare din care tu n-ai băut? Frații mei, în fața noastră stă închiderea Harului. Primele lucruri de pe agenda fiare le-am prezentat. Nimeni, să știi, nu te va anunța. Ai grijă, grăbește-te, pocăiește-te, pentru că vine decretul. Și imediat după decret vin plăgile și nu te mai poți pocăi, că e prea târziu. Frații mei, e greșit dacă gândim așa. Iar tot în spirit profetic spune, caracterul nu poate fi schimbat la venirea lui Hristos. Că mulți, imediat ce zic, măi, o pocăință rapid acum, pe ultima sută de metri, înainte de a muri cu o săptămână. Pocăință rapidă. Și ce spune? Caracterul nu poate fi schimbat la venirea lui Hristos sau când omul e aproape să moară. Sfințirea e un proces de o viață. Numai câteva mărturisiri și câteva lacrimi nu vor revoca niciodată nelegirea unei vieți trecute care a avut lumina și a sorbit păcatul ca apa furată. Și spun, la 1844 am intrat în odaia de nuntă. Ce am făcut și ce facem acolo? Încă suntem în ea. Profetul Amos folosește aceeași expresie ca Iisus. Atunci, vorbește de un timp îndepărtat. E timpul nostru. Flăcăii voștri, fetele voastre, vor alerga de la o mare la alta pentru a găsi bucuria mântuirii. Și nu o mai găsesc. E prea târziu. Astăzi Mântuitorul încă mai spune, eu stau la ușă, dar stau la ușa ta pentru că tu ai ieșit afară și aștept să-mi deschizi. Problema e că prea puțin deschid. Și de ce? În Mărturii volumul spune, am văzut mult popor, dar am văzut la inima lor mult molos. Îngrijorări, iubire de lume, practici păcătoase, toate acestea îl împiedică pe om să deschidă ușa. Frații mei, dați la o parte tot. Îngerul scrie, ferice de cei chemați la ospății nunții mielului. Soția lui s-a pregătit. Și te întreb, tu vrei să te bucuri? Ești gata? Mierele în curând va veni să te ia. Ești gata? Ești pregătit? E inima ta curată? Dacă este, e foarte bine, Dumnezeu să-ți ajute să o păstrezi până va veni. Să te bucuri tu, să mă bucur eu și fiecare dintre noi în împărăția slavei sale. Să ne ajute Dumnezeu din harul său. Amin.
Mulțumim Domnului pentru cuvântul din această dimineață. Vă invit să închidem serviciul divin cu imnul 839, Când la sunetul de trâmbiți. În timp ce melodia va fi intonată la pian, o să rog diaconia să adune darurile pentru departamentul de construcții. Tatăl nostru din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim din toată inima și puterea noastră pentru că ai îngăduit ca acest sabat să fim în acest loc. Amin. Și îți mulțumim că ai pregătit mesajul cel mai potrivit pentru inimile noastre. Amin. Îți mulțumim din toată inima că ai readus în fața noastră acest mesaj de care ne-am ocupat și l-ai prezentat din diferite unghiuri, prezentând toată voia ta și în același timp
în mod delicat, ne vorbești inimilor noastre personale, punându-ne față în față cu Mântuitorul nostru. Amin. Te rugăm, în numele Domnului Hristos, să ne ajuți ca să fim capabili să ne cerem iertare pentru starea noastră de păcat, Amin. Să recunoaștem nevoia noastră de a veni grabnic la Mântuitorul nostru, Amin. Și să avem puterea de a ne cere iertare și de a ierta celor care ne-au greșit. Amin. Dorim apoi ca să pui în sufletul nostru acest adevăr pe care Tu l-ai spus și să înțelegem că este unic pentru părtășia noastră cu Mântuitorul nostru. Și în privința aceasta Te rugăm, încurajează inimile noastre și ajută Amin. Ca să primim cu bucurie jertfa Domnului Hristos, să înțelegem rolul pe care îl are Mântuitorul nostru acum în Sfânta Sfintelor Amin. Și să cerem sprijinul Duhului Sfânt pentru a înțelege cu mintea și inima noastră. Amin. Te rugăm ca să întărești pe fiecare frate de aici și biserica Amin. Ta. Te rugăm pentru frații mai în vârstă. Amin. Te rugăm pentru cei tineri. Ajută-ne ca împreună să putem să fim uniți și să fim preocupați de aceste subiecte pentru ca să putem, la rândul nostru, să și transmitem prin cuvânt și faptă. Amin. Vrem ca să-ți aducem cinste și onoare și ne încredem în făgăduințele tale. Fii scutul și ocrotitorul nostru acum și în veci. Amin. Amin.